Marius Sicur este din comuna Doljana Maglavit. Problemele sale au început pe când avea 9 ani, atunci când mama l-a părăsit. Băiatul a rămas doar în grija bunicilor, pentru că tatăl său a plecat la muncă în străinătate. De atunci și-a găsit alinarea în mâncare. Când eram nervos, simțeam nevoia să ies afară, să merg, să... Dar vedeai că nu poți? Da, vedeam că nu pot, mă enervam mai mult și mâncam. Pentru că se deplasa din ce în ce mai greu, iar colegii râdeau de el, Marius a renunțat la școală. Situația sa medicală s-a agravat în decembrie, când durerile de spate au fost atât de puternice, încât Marius nu a mai putut să meargă. Acum se deplasează doar în scaunul cu rotile. Ți-ai dorit să slăbești, să devii un... Și o să slăbesc, să pot să merg pe picioare și să îmi fac și un viitor, dacă se poate. Mai plânge câteodată, îl mai încurajez, dar și eu sunt foarte terminat, mai rău ca el. Nu pot nici să plec să mai muncesc, din cauza că nu pot. El merge la toaletă cu ajutorul meu, dacă plec undeva trebuie, na, merge la toaletă, merge. Da. Tot ceea ce își dorește acum Marius este să slăbească, ca să-și poată continua viața. Este internat în secția de neurologie, însă afecțiunile sale sunt mult mai multe. Pacientul a venit în urgență datorită apariției unei complicații a obezității. Este vorba de o lomboșciatică, prezintă și valori mari ale tensiunii arteriale, o hipertensiune arterială pe care au descoperit-o medicii. Efectiv, acel gol pe care l-a produs părăsirea de către părinți a găsit modalitatea de a mânca continuu pentru a umple cu ceva. Și la un moment dat chiar nu ne mai putem opri. A fost izolat de cercul de prieteni, de școală, am înțeles, și întoarcerea unuia dintre părinte nu completează pur și simplu acel gol lăsat. Deci cu siguranță își va lăsa urmă pe viitor. Cu siguranță. Acum depinde de cât de mult va fi sprijinit atât de familie, cât și de prieteni sau de psihologul cu care va lucra. Medicii de la Spitalul din Craiova vor face și o comisie pentru a stabili ce se poate face pentru tânărul de 17 ani. Se gândesc la o intervenție chirurgicală, însă totul depinde de voința lui Marius.